Matematica se poate învăța și prin activități distractive, au demonstrat-o elevii clasei a 3-a B de la Școala George Enescu din Sinaia, care au participat astăzi la o lecție deschisă. În afară de cursurile clasice, micuții sunt îndrumați să pună și în practică cunoștințele matematice. Ei sunt pregătiți încă de pe acum de învățători pentru viață și se obișnuiesc cu ideea de investiție sau profit. Cum fac asta? Foarte simplu. Dascălii au împărțit pe elevi în mai multe grupe și fiecare a avut responsabilitatea lui. Unii au vândut produse de sărbători, alții au încheiat liste de cumpărături, după care le-au predat colegilor pentru a achiziționa cele necesare pentru Crăciun. În acest mod, micuții au îmbinat utilul cu plăcutul. S-au distrat, însă au făcut și multe calcule matematice. Bună ziua! Bună ziua! Bun venit la magazinul nostru! Aș vrea să cumpăr 3 lumânărele de pom. 3 lumânărele de pom. Avem la 2 lei și la 3 lei. Din care ați dori? Aș dori din cele de 3 lei. De ce? De ce? Pentru că, în general, am auzit că ele sunt mai bune. Da, este adevărat. Și ce ați mai dorit? Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, elevii au demonstrat, în afară de faptul că sunt bine pregătiți și că sunt foarte talentați. Drumați de învățătorul lor, au împodobit clasa și au adus spiritul Crăciunului cântând colinde. În plus, ei s-au implicat și într-o acțiune caritabilă menită să-i ajute pe copiii de la centrul de plasament. Jocul de rol a evidențiat practica din viața noastră de zi cu zi. Vânzătorul, cumpărătorul, care au lucrat în mod real, vreau să vă spun, cu bani, cu produse cumpărate, efectuând operații de mulțire, de adunare, de scădere. Practic, cele trei probleme rezolvate au avut câte 4 operații fiecare, ceea ce nu este un lucru, puțin lucru pentru un copil de clasa a 3-a. În felul acesta, dovedind spontaneitate, dovedind inventivitate, creativitate, copiii au demonstrat că și-au însușit cunoștințele de bază și că pot face față cerințelor vieții de zi cu zi. A fost o lecție deosebită în cadrul Școlii George Enescu Sinaia. Am încercat să vedem matematica și cu alți ochi. I-am pregătit pe copii pentru viața care urmează. Au calculat, au văzut ce investiții au avut, ce profit vor avea. S-au gândit și la o acțiune profitabilă, caritabilă, mai bine zis, pentru copiii de la centrul de plasament din Sinaia. Au confecționat aceste obiecte pentru pomul de Crăciun, pe care le vor vinde și banii vor dona centrului de plasament sub formă de cadouri pentru copii. Deci matematica poate fi privită și sub alți ochi. La lecția deschisă a elevilor au participat și părinții care i-au urmărit pe micuți cu sufletul la gură. Aceste activități nu se vor opri aici, la Școala George Enescu din Sinaia, iar pe viitor dascălii vor pregăti și alte ore speciale în care utilul se îmbină cu plăcutul.